Numai ce a intrat în posesia permisului de conducere că a și provocat un accident rutier. Tânărul, de doar 18 ani, a ieșit cu mașina dintr-o benzinărie din Iezureni fără să se asigure, moment în care a lovit un microbuz plin cu oameni care se deplasa regulamentar. Șoferul vinovat a ajuns la spital cu contuzii ușoare, iar alte 4 persoane din microbuz au fost transportate la UPU. Pe numele tânărului începător a fost întocmit dosar penal.